16, ora 10. De ce i-am spus de maximă urgență? Puteam spune extraordinară. Dar pentru a nu mai da curs discuțiilor, că n-am fost anunțat cu 2 zile, cu 3 zile înainte, este un articol de lege care spune de maximă urgență. Și poți să te anunți de azi pe mâine. Și subliniat. Da, am văzut. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Subacot se convoacă în ședință de maximă urgență în ziua de 5.02.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind revocarea alineatului 3 la articolul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 11 din 27.01.2016 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare de Subacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și stabilirea cuantumului acestora în Comuna Ștefan cel Mare de Subacău. 3. Proiect de hotărâre privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, legea numărul 248/2015, inițiată de primarul Comunei Ștefan cel Mare. Care supunem ori? Cine este pentru? Se abține cineva? Ce unanimitate? S-a aprobat. Dăm citire la punctul. Domnilor consilieri, după cum am început să vă spun, în ședința din ianuarie, noi am aprobat modificarea domeniului public și acum suntem nevoiți să abrogăm un articol prin care s-a abrogat poziția de la școala veche, sat Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, care cine trebuie avizul Ministerului Educației. Noi vrem să ne grăbim pentru a putea depune documentația pentru construirea unei grădinițe și lăsăm hotărârea cum a fost, mai puțin articolul alineatul 3 din articolul 1. Deci nu mai abrogăm poziția de lor cu școala veche. Da, atât e la primul punct, dacă aveți nelămuriri. Nu, doar singurul lucru, dacă îmi permiteți, că vedeți, trebuie să fii foarte atent. Când de asta juriștii și aia caută chichițe într-un cuvânt, cât de mult schimbă natura problemelor. Ca și în cazul nostru, școala Negoiești, știți? Da, da. Dar sunt și reglementări care vin după aia, care la momentul când s-a făcut, nu s-a și s-a bărâit. Deci nu. Dar legea permite să întâmple treaba asta. Mai ales noi știam că școala efectiv nu mai există ca și clădiri. A fost o greșeală de exprimare la momentul. Da. E foarte bine că de mesaj. Haideți să punem la vot. Probleme. Ne ajută să intrăm. Da. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Unanimitate? Haideți să citim la punctul 2. Pare mi se că în ședința din noiembrie 2015 am stabilit impozitele și taxele la nivel de comună, însă nu am stabilit taxele speciale, alea care se referă la PSI și la paza uștească. Aia nu a fost stabilit atunci. A fost stabilit impozitul și taxele locale conform codului fiscal. Da, am lăsat la același nivel ca și până acum taxele respective, și anume, se aprobă taxa specială în cuantă de 5 lei pe an destinată finanțării serviciului public de pompieri civili și voluntari a Comunei Ștefan cel Mare pentru fiecare gospodărie amplasată pe rada administrativ teritorială a comunei. Articolul 2. Se aprobă taxa specială în cuantă de 25 de lei pentru achitarea contravaloarei prestațiilor de executare a serviciului de bază pentru fiecare gospodărie de pe teritoriul comunei, indiferent dacă imobilul este locuit sau nu. Și tot aici venim și cu scutirile. Știți că an de an am aprobat și scutirile. Sunt scutite de plata taxelor prevăzute la articolul 1 și 2. Persoane, veterani de război. Văduvele veteranilor de război, persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din decretul legii numărul 118/1990, referitor la persoanele care au fost deținuți politici, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate și reprezentanții legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și al minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate.
Deci aceste persoane care vi le-am citit, acestea sunt scutite de cele două taxe. Sumele încasate în temeiul acestei hotărâri vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost aprobate. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului Local 4 din 23.1.2014. Aia de acum 2 ani. Noi am trecut în paralizie, că am și omis și n-am dat și am mers tot la nivelul anului 2014. Da, tot așa cu 5 lei și 25 lei. Mai sunt scutiți cei care sunt voluntari la SSU. Da. Și 5 lei pe an de familie. De gospodării. 25 la pas. Față de anul 2014-2015, văd de ce ne-am... De ce n-am aprobat? Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cred că ați observat și în noiembrie am mers pe impozitele și taxele locale pe minim conform codului fiscal. Ele s-au mai mărit prin modul de calcul, așa, datorită codului noului cod fiscal. Dar la noi, la nivel de comună, au fost la minim din stabilite prin lege. Suficient cât s-au mărit la schimbat și în alte comune, știu, s-au mărit cu câte 10, 15, 20%. Ceea ce nu e relevant. Nu văd. Deci trebuie noi să decidem pentru... Poate sunt mai bogat oamenii din alte comune. Nu, dar e... O să vă dau citire la expunerea de motive la al treilea punct de ordine de zi și anume la proiectul de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate conform legii 248/2015. Având în vedere prevederile articolului 35 din hotărârea Guvernului numărul 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, potrivit căruia autoritățile administrației publice stabilesc prin hotărâri de Consiliu Local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. Potrivit articolului 1, alineatul 1 din hotărârea Guvernului 15/2016, beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de etichete sociale pentru grădiniță, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes național, denumit în continuare program, prevăzut de legea numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumit în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetățeni români care au domiciliu sau reședință în România în vederea creșterii accesului la educație al acestora. În articolul 1, alineatul 2, stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români fără domiciliu sau reședință și sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrative teritoriale în care trăiesc. În articolul 21, alineatul 4 din actul normativ sus menționat, este stipulat faptul că cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent pentru tipărirea formularelor, cererii și declarației pe propria răspundere, precum și după caz pentru transmiterea etichetelor sociale pentru grădiniță cu titlul de stimulent educațional, se asigură din bugetele locale. Având în vedere cele prezentate, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițiat. Proiect de hotărâre care spune... Se desemnează o persoană din cadrul primăriei, din compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău, inspector cu atribuții de asistență socială și responsabilități în implementarea legii 248/2015.
Persoana desemnată de primărie pentru identificarea beneficiarilor este doamna Furcoș Doina, inspector cu atribuții de asistență socială și responsabilități în implementarea legii 248/2015 din cadrul localității. Persoana desemnată din cadrul primăriei identifică toți copiii eligibili cu vârstă între 2 și 6 ani din comunitate prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie, registrul de nașteri, stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de ajutor social, alocații de stat și alte beneficii, precum și prin vizite din ușă în ușă. Primarul Comunei Ștefan cel Mare de Țăbacău facilitează aplicarea corectă a legilor, a prevederilor legii numărul 248/2015 și a normelor și procedurilor de aplicare și se implică în rezolvarea situațiilor identificate. Primarul Comunei Ștefan cel Mare de Țăbacău asigură aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Ștefan cel Mare județul Bacău, directorului școlii gimnaziale numărul 1 satul Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare județul Bacău și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet. Valoarea nestabilită. 50 de lei. 50 de lei pentru copil, da. Care ar fi criteriile la care să fie copilul eligibil sau familie defavorizată, care trebuie să îndeplinească? Să n-aibă pământ, să n-aibă venit, să n-aibă... Deci ce lipsesc de venituri? Și cam majoritatea să... Că vedeți dumneavoastră și... cheltuielile astea aferente întocmirii dosarului, de tot ce depinde, sunt scutiți și de astea. Astea sunt cheltuiala de la bugetul local. Dacă îmi dați cuvântul. Sunt de acord cu treaba asta. Dar să avem puțin grijă și de elitele care sunt, deci olimpici, vârfurile, deci ca să încurajăm. E o lege specială, vizează numai categoria asta de persoane, atât. Și nimic altceva. Și nu se extinde, nu se... Aia ce spui dumitarii să hotărăști în Consiliul de Administrație, Consiliul Director sau Consiliul de Administrație. Dar putem să încurajăm și noi ca Consiliul Local. Cu niște premii, cu niște... Dacă avem olimpici, dacă avem... Sunt bursi, sunt trecute în bucet. Alte chestii astea. Aici doar copiii între 2 și 6 ani. Deci asta e punctuală, deci nu are extinderi, nu are drepturi, nu. Atât. Copii defavorizate, familii, copii. Sau copii care provin din familii defavorizate. Și atât. Să știi că așa vorbim. Da, deci și dacă, și fără, și plus, și plus. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Și unanimitate. Doar pe marginea lui, dacă îmi permiteți, este o necesitate stridentă treaba asta. Domnul Fănică, mulțumim. Președința s-a încheiat. Așa. Dacă nu, așa e. Opriți motoarele. Da. Dacă mai... Din bine ce v-ați încălzit, dar mai trebuie să opriți. Da, da. Pentru că sunt familii necălzite. Domnul președinte, vă opune cineva. Nu știu, domnul Romeo.